Ieri, 24 noiembrie, zi de duminică, am avut o sărbătoare foarte frumoasă, o sărbătoare înălțătoare la o frumoasă aniversare, așa cum a numit-o Preasfințitul Iustin, când i-am destăinuit ceea ce dorim noi să facem în biserica noastră, dorim la Maicii Domnului din Sighetul Marmației. Adică, mai precis, în acest an s-au împlinit 50 de ani de la înființarea corului bisericesc. Corul bisericesc are o activitate neîntreruptă și am socotit că este bine să-i cinstim corul. Sunt coriști, sigur, mai puțin de atunci, din 1969, dar sunt câțiva, pentru că dânsii au până la dispoziție și disponibilitatea de a veni la repetiții și în fiecare duminică la Sfânta Șmenezească liturghie, cu mici excepții, poate dacă au fost plecați undeva într-un pelerinaj, dar în fiecare duminică corul este prezent și dă răspunsurile la Sfânta Șmenezească liturghie. Ieri a fost o sărbătoare aleasă, înălțătoare, la care au participat mulți credincioși. Prin aceasta a slujit, așa cum am pomenit, Preasfințitul Timotei Sătmăreanul. Întru toate am dat slavă lui Dumnezeu și am adus mulțumire pentru darurile pe care le revarsă necontenit asupra noastră. Profesorul Gheorghe Pop, cel care este de 30 de ani în frunta corului Bisericii Ortodoxe Adormirea Maicii Domnului din Sighet, a mărturisit că s-a alăturat acestui cor la rugămintea regretatului părinte Gavril Man în ianuarie 1990. Și seara de ianuarie 1990, părinte Man, ce faci, Gheorghe? Bine, zice, era joia, nu e niciodată. Duminică dirijez liturghia, preie corul. Părinte, dar eu nu cunosc liturghia. Spre rușinea mea, a cunoaște partiturile la o liturghie nu este ușor. Ai conservatorul, da, descurcă-te. Asta a fost luni. Nu, asta a fost joi. Și a trecut vineri, sâmbătă și duminică am intrat în liturghie. Mulțumesc la Dumnezeu și sunt și astăzi. Sunt la 1684 de liturghii dirijate până astăzi, până cea de ieri. Mulțumesc bunul Dumnezeu să-mi dăie sănătate și putere de muncă. Toți sunt amatori, dar toți au o dragoste deosebită față de a cânta, de a slăvi pe bunul Dumnezeu. Cu această ocazie s-a lansat un volum aniversar care cuprinde micromonografia parohiei Adormirea Maicii Domnului și o amplă descriere a activității corului bisericesc înființat în anul 1969, autor fiind profesorul dr. Ioan Dorel Todea. Am considerat că e bine să scoatem o carte document și este chiar o carte document pentru că cuprinde date importante despre biserică, despre cor și mai ales acte inedite, documente inedite care peste ani vor fi dovada a ceea ce s-a făcut aici timp de 50 de ani. Îi mulțumesc părintelui protopop Vasile Aurel Pop că mi-a încredințat această sarcină de onoare. A trebuit să studiem puțin el, pentru că s-au adunat multe lucruri și vrem să fim cât mai bine documentați. Cartea are o serie de cuvântări, o serie de impresii, de idei despre activitatea corală religioasă. Apoi am venit cu argumente legate de cele mai importante obiecte de cult care sunt în această biserică. De asemenea, am prezentat pe autorul picturii, pentru că este o pictură de valoare, semnată de Traian Bilțiu Dăncuș. Volumul poate fi achiziționat de la Biserica Adormirea Maicii Domnului. Materialul integral despre acest eveniment îl puteți viziona joi de la ora 18:30 în cadrul emisiunii Lucruri, Fapte și Oameni de Valoare de la TV Sighet.